N-am lăsat niciodată școala să-mi afecteze educația. Omul poate uita unde a îngropat pipa păcii, dar nu uită niciodată unde se află securea. Dacă iei un câine flămând și îi dai de mâncare, nu te va mușca. Aceasta este cea mai importantă diferență între un câine și un om. Fiecare dintre noi este o lună cu o parte întunecată pe care nu o arată nimănui. Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care ai aflat de ce. Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. Plănuiește-ți cu grijă viitorul, pentru că acolo o să petreci restul vieții. E mai bine să meriți laude și să nu le primești, decât să le primești fără să le meriți. Oamenii mici au obiceiul de a te descuraja, însă oamenii mari știu să te facă să simți că poți și tu. Mai bine să stai afară decât să fii dat afară. Faptele vorbesc mai tare decât vorbele, dar nici pe departe atât de des. Stai departe de oamenii care îți micșorează ambiția. Dă șansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta. Un om nu se poate simți bine dacă nu-i în armonie cu sine. Nu te poți lăsa în voia ochilor dacă imaginația nu mai focalizează bine. Prosperitatea este cel mai bun apărător al principiilor. Poți fi neglijent cu hainele tale dacă asta vrei, dar fii îngrijit cu sufletul tău. Curajul înseamnă rezistența la frică, stăpânirea fricii, nici de cum absența fricii. Peste 20 de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor pe care le-ai făcut. Nu putem arunca vechile obiceiuri pe fereastră. Trebuie să le convingem să coboare pe scări, treaptă cu treaptă. Secretul pentru a începe este să spargi obiectivele complexe și copleșitoare la prima vedere în pași mici pe care îi poți gestiona zilnic și apoi să începi cu primul pas. De ce stai fără niciun scop ca un plic fără adresă? Nu renunța la visurile tale. Când ele au murit, tu poate mai existi, dar ai înceta să mai trăiești. Pentru a înțelege și a ajunge la ceea ce-ți dorești, începe prin a înlătura ceea ce nu-ți dorești.